gândirea pe termen scurt și gândirea pe termen mediu și lung. Și am trecut noi toți prin asta să supraviețuiască organizația. Și am văzut că am luptat foarte mult pentru a ține nou partea de investiții în oameni. Cât de mulți ați reușit să faceți asta? În pachetul dumneavoastră aveți, pe fiecare scaun este un pachet. Uitați-vă, vă rog, și trebuie să găsiți două bine. Și aș vrea să plecați după acest slide cu cele două bine în mână. Și unul este, să aveți în minte, mă duc la bordul meu sau la șeful meu și trebuie să vorbesc despre prioritățile legate de oameni, de organizație, pe termen scurt și pe termen mediu și lung. Și ce vă rog este să încercați să aruncați un pic în aer și să vedeți dacă reușiți să le țineți. Și să putem încerca? Uite că acolo merge. Okay. E extrem de dificil. Ceea ce vă rog este să nu vă dezamăgiți. Să mergeți din nou și din nou și să continuați acest lucru, că e nevoie de asta. Și aș vrea să vă sugerez să facem lucrurile esențiale în toate arile din resurse umane bine și nu foarte sofisticate. E un exemplu luat de undeva, mi-a plăcut foarte mult, cei de la NASA, când au pregătit echipajul să meargă în spate, au investit 50 de milioane de dolari pentru a crea un pix care scrie. Ce au făcut colegii ruși? Au luat un creion. Rezultatul a fost la fel. Mai eficient. Și probabil despre strategie, parteneriatul strategic, câteva cuvinte, să avem acea viziune unde vrem să ajungem, să știm cum arată idealul, să avem un plan, să executăm planul acela riguros și să nu ne abatem și să fim ca niște pitbull, să nu lăsăm ce credem că este esențial pe termen scurt și mediu și lung pentru organizația noastră. Și vreau să mă duc mai departe și să vă prezint agenda conferinței de azi. Avem o sesiune plenară și avem plăcerea să avem pe Paul Evans, profesor la celebru universitate din Franța, ISEAD. Paul, welcome! Cei care aveți timp a susținut un masterclass ieri și a fost de mare succes și vă mulțumim foarte mult pentru acest lucru. După care, după o pauză între 10 și 30 și 11, trecem la o sesiune de panel în care avem câțiva invitați, GM, și vom discuta despre tendințe. După care avem o sesiune plenară cu trei vorbitori de excepție. CU, Business School, Hay Group și PricewaterhouseCoopers. După care ne vom despărți în trei atelieri paralele, între ora 4 și 5 jumate, în diferite sări și veți opta unde și ce eveniment va trage mai mult. Cam asta ne-am propus pentru azi. Sunteți ok cu agenda?